singur consilier. Doamnelor și domnilor consilieri, putem începe ședința. Ședința este statutară. Avem la ordinea de zi următoarele puncte. Proiect de hotărâre privind desemnarea doamnei consilieri Abbie Carmen, președinte de ședință pentru luna octombrie. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunității Rudos în adunarea generală a senatului la Compania Regională de Apă Extra Bacău. Proiect de hotărâre privind strategia de dezvoltare durabilă a comunității Rudos pe anii 2015-2020. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al comunității Rudos. Și ultimul punct. Pentru un lucru, proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special al domnului, să dăm la momentul respectiv, reprezentatul comitetului cu totul și în cazul adunării generală a Asociației de Dezvoltare de Comunitate Bacău, în vederea exercitării hotărârii privind aprobarea calificării pentru diverse servicii pe care le efectuează operatorul. Ultimul lucru, diverse. Dacă se puteți de acord, vom face această ordine de zi. Cine este pentru? Împotrivă. Înainte de... Domnul Rea, cum votați pentru ordinea de zi, să știți? Favorabil, da? Da. Înainte de a da citire primul punct de ordine de zi, supun discuții procese verbale din ședința anterioară. Cred că le-ați studiat. Da, am făcut toată lumea. Salut toată lumea. Dacă aveți ceva observații, comentarii, domnul Cățel, Dan Cățel, este domnul Micheleu, domnul Zăvărlea și doamna Vapi, da? Nu. Și domnul Ungureanu? Aleatorul urmă, domnul Ungureanu, poate domnul. Am fost o să... Nu puteți luăm aleatorul, domnul președinte. Deci, ce s-a înscris? Ok, doamne. Puteam să zic și eu de aia. Hai, o doamne, hai să vă luați cu voi. Ok, domnul. Deci, la procesul de luat de prădere, 23 august. Deci, spune așa, vă citesc, domnul Ungureanu Petrică, nu înțeleg de ce am fost alocată suma de 2 miliarde, cum a fost votată pentru biserici. Și vă am întrebat unde s-au dus acești bani. Domnul primar a dat explicații, așa spune doamna, s-a scris doamna secretar, citesc. Domnul primar le dă explicațiile solicitate. Nu am câteva subpuncte, dar vreau să spun că nu am primit explicațiile solicitate. Și am cerut la următoarea ședință, în sfârșit de azi, să mi se aducă documentele necesare. Bănuiesc că sunt, nu știu, bănuiesc că sunt. După care, urmează așa, tot domnul consilier Ungureanu spune, este mirat că suma de 75.000 de lei trebuie alocată la biserici. Propunem că această sumă să fie transferată pentru a fi utilizată pentru alte necesități, cum ar fi asfaltul pietonal. Domnul consilier Scălea este de părere că acești bani să fie utilizați la achiziționarea unui utilaj. Președintele de ședință, le solicită domnul consilier local, cu un punct de vedere, cum vor crede dumneavoastră că acești bani să fie utilizați. Domnul consilier Scălea este de părere că trebuie să se achiziționeze un tractor pentru primărie. Domnul consilier Vititelu Liviu este de părere că acești bani să fie puși deoparte pentru achiziționarea unui utilaj. Și domnul consilier Boagă este de părere că se bate pasul pe loc. Cu ce sume de bani se încarcă bugetul?
Vă aduc aminte, domnul consilier, nu-i dumneavoastră, poate nu știți, dar acești bani care trebuiau relocați către culte, către biserici, au fost deturnați, nu știu, în altă parte. Acum, eu vreau să știu, înainte de a supune spre vot acest proces verbal, să ne spună domnul primar, aici de față, ce s-a făcut cu banii. Pentru că noi nu am fost consultați în legătură cu acei bani, ce turnuri au luat, unde s-au dus. Pentru că în sat se vorbește că noi consilierii, nu mai spune domnul primar, că se duce și deja influențează negativ oamenii și spune că, virgulă, consilierii sunt cei mai răi, nu au avut bani, nu s-a aruncat bugetul, nu s-a trecut bugetul, nu s-a făcut nimic, nu avem bani pentru nimic. Neavând bani pentru nimic, lumea spune, bă, ce faceți acolo? Că ăsta săracul vrea să dea bani, dar voi ce faceți? Domnul primar, vreau frumos să ne spuneți ce s-a făcut cu banii ăștia, fără să mai zâmbim strădicul, suntem la grădință. Deci asta este lucrul. Vreau să atrag atenția la domnul Ungureanu. Uitați-vă un pic la punctul din procesul verbal, la punctul 4. Vedeți cine a votat și cum s-a votat. Așa, păi așa m-am uitat. Să știți, m-am uitat. Dar am reținut. Chiar am stat de vorbă cu domnul Liviu și i-am explicat. Păi de votarea a fost patră, cum ne-am imaginat. Da, domnul Ungureanu. Da. Nu o să fiu de acord, pentru că nu mi se prezintă clar de doamna secretară cum deduce care sunt ideile principale pe care trebuie să redacteze doamna în acest proces verbal. Adică, eu am luat cuvântul atunci și mi s-a zis numai asta. Deci, în procesul verbal. Dorește răspuns la cererea sa. O. Domnul primar, te-a dat răspuns. Deci eu țin minte că nu mai atât am solicitat în ședința anterioară. Deci nu am fost numai atât ca și ideile mele. De unde de cum puteți să te duceți? Că domnul Vagă, tot înainte, nu a fost mulțumit pentru că nu a fost redactat discursul dânsului. Dumneavoastră i-ați dat un răspuns. Nu puteți să scrieți pe total ceea ce se discută. Așa am înțeles, nu? Da. Cum putem, adică dumneavoastră, da. Vreau să vă spun un lucru. În procesul verbal care noi apare, imediat s-au trecut toate hotărârile. De ce nu treceți o parte numai din hotărâri? De ce treceți toate hotărârile? Deci, de ce nu? Păi, nu înțelegeți că, dar astfel când începe procesul verbal, acolo s-au trecut de toate hotărârile. Da? De ce nu scrieți o parte numai? Cum adică? Păi, exact. Păi, atunci, dacă dumneavoastră, eu deduc așa. Trebuie să trec toate hotărârile. Păi și de ce discuțiile noastre toate atunci? Deci procesul ăsta verbal nu trebuie scris cuvânt cu cuvânt. Este dată lege? Nu, dar nu este dată nicio lege că trebuie scris cuvânt cu cuvânt. Deci un proces verbal să trec doar câteva idei principale. Dar am stat să spun evidență. Chiar să vă considerați că sunt ideile principale care le-am spus eu. Bun, haideți că vă spun. Deci, cum considerați dumneavoastră care sunt ideile principale care le discutăm noi aici? Pe ce bază? Pe ce motiv? La un moment dat, pe înregistrare se suprapun discuțiile, da? Pe înregistrare. Pe înregistrare, păi pune prin absurd că dispare înregistrarea peste două luni de zile. O să vin păi procesul de revolă, dacă nu este redactat... Dar este foarte greu. Că eu v-am mai explicat, dacă toată lumea a vorbit pe rând... Dar atunci ar mai face proces de revolă, ca să aud exact așa acum. Deci, imaginați-vă ce înseamnă să scrie un proces verbal pentru luna viitoare și vreți cuvânt cu cuvânt. Nu se poate așa ceva. Și trecând peste, chiar vreau să vă spun că de luna viitoare, procesul verbal chiar nu vor mai avea conținutul ăsta. Uitați-vă pe internet, am găsit modele. Deci am scos de la primăria Sibiu, da? Municipiul Sibiu, proces verbal cu 44 de proiecte pe ordinea de zi. A început ședința la ora 14 și la 14:30 ședința a fost gata. Dar nu pentru că așa ceva. Ba da, domnul Liviu, să vă interesează. Pentru că dumneavoastră aveți ședințele pe comisii. Nu, domnul Ungureanu, dumneavoastră aveți ședințele pe comisii. La ședințele pe comisii, când intrați în ședința în plen acum, dumneavoastră, în urma ședințelor pe comisii, trebuie să aduceți raportul de avizare la proiectul de hotărâre, atât. Aviz favorabil sau nefavorabil și o scurtă prezentare a proiectului de hotărâre. Deci nu stăm și stăm o oră și discutăm prin proiectul.
proiect de hotărâre subiecte care nici n-au legătură cu proiectul de hotărâre respectiv. E când ești să fac legătură? Haideți să luăm minutul să vedeți că la foarte multă abatere au făcut de la subiecte. Deci eu vreau să deduceți ce este mai mult ce nu este. Nu, deci nu se poate. În momentul când veniți cu pretenții de astea, atunci haideți, vă rog frumos, să avem ședințe civilizate, da? Vorbește fiecare pe rând, vorbește la obiect, nu vorbim toți odată, nu vorbim fiecare, ridicăm părți, ridicăm mâna, părți, mirea voi. Deci dacă e să respectăm legea, haideți să respectăm. Mi s-a părut corect. Eu cred că când mi-am prezentat nu a discutat nimeni. Deci aveați de unde să redacă. Nu, eu chiar țin minte când mi-a trăptat fost președinte ședință. Și țin minte, într-adevăr, ați vorbit foarte mult. Camera e acolo. Nu se aude foarte clar. Când vreau să ați fost un glumit, cred că nu ați fost. Păi nu, eu doar m-am recunoscut că știu că ați vorbit. Principiul undeva, dacă se va rezolva o ședință normală să se facă cum vreți să intervină unul peste altul, la două voci deja acum să mai înțelege și oamenii. Dar asta vreau să vă spun. Chiar încercați, e sigur că vreau să vă rog dumneavoastră ca președinte să spuneți asta, da, să spun eu, încercați, vă rog frumos, toate discuțiile să fie la ședința pe comisii. Aveți nevoie de lămuriri suplimentare, vine aparatul de specialitate, vi le dă. Deci nu putem în ședință să stăm pe loc foarte mult la toate proiectele astea de hotărâri, să aducem aceeași discuții. Pentru ședință se votează, domnul Liviu. Deci dumneavoastră, ca președinte, ați venit în ședință, prezentați, pe scurt, punctul dumneavoastră de vedere a comisiei pe care o reprezentați și ne dați avizul, favorabil sau nefavorabil. Deci asta e procedura la orice unitate administrativă. Numai la noi sunt discuții foarte mici. Păi și atunci ce ar trebui să-i facă în această comună? Ar trebui să venim. Poate să zică numai pe un proști, da? Nu, v-am zis că discuțiile. Nu, discuțiile sunt la comisii. Uitați-vă cu regulamentul de organizare și funcționare, cu hotărârea 48, care v-am dat-o anul trecut. Și vedeți la președintele de comisii ce obligații are. Oamenii dintre membri, mulțumesc de înțeleg. Bun. Prima întrebare care mi-a pus cu domnul de Dumnezeu. Nu știu cine, de cine ați fost agasat, să zic așa. Știți destul de bine că s-au făcut zile comune, care până acum nu a fost. Așa. Am alocat banii respectivi acolo, am avut o parte de discuție cu dumneavoastră și știți destul de bine. Dacă aș fi spus că vreau să fac zile comune, nu m-ați fi votat. Și acum, probabil, ne-ați aruncat, uite, vezi toate cum le-am făcut, cum acum a trebuit totuși m-am făcut. Nu zâmbiți ironic, că n-am niciun da. Sens. Așa. Nu la pe ce tema să vă discuții? Nu fiți foarte sincer. Pe ce tema să vă discuții? Că nu înțeleg. Nu, am avut discuții cu un anumit consilier, cu anumită parte. Din aparatul dumneavoastră? Nu cu dumneavoastră. Așa, domnule. Așa, da. Așa, așa. Să ne spuneți. Am avut discuții cu parte. Domnule, lăsați-mi-o vreau. Dar lăsați să spun. Deci am avut discuții cu parte consilier, cu unul din așa. Nu trebuie să dau cuvântul. Dacă ar fi fost să mai auzi pe dumneavoastră, domnule, de până la ora actuală n-aș fi făcut nimic. Punct. De ce? Păi adică cum n-aș fi făcut nimic? Ce să mai... De ce n-aș fi făcut nimic? De aia, pentru că n-aș fi făcut nimic. Dacă se pare totul suspect, aici toată lumea are o imagine... Suspect, așa e? Da! Păi da, sigur, da. Se pare cum. Dar a fost corect, domnul primar, să cereți atunci 750 de milioane ca o parte să fie redistribuite acolo? Nu, în parte, toată suma. Deci a fost cinstit din partea dumneavoastră să cereți ca să arătăm la culte. Domnul, mă rog, astăzi că am luat cuvântul, domnul, am ascultat. Vă răspund. Deci Consiliul Local, primarul este... Relativa treaba asta ce avem de discutat. Domnul președinte, dați-mi de vreo. Primarul este numit de majoritatea voturilor, da? Consiliul Local acordă, votează bugetul, da? Și primarul, cum credeți de cuvință, poate să facă pașii respectivi. Deci vă rog frumos, interesați-vă. Dumneavoastră, ce ne-ați prezentat? Unde se vor duce? La biserici. De ce? Da. Pentru că nu le-am dat un miliard la biserica din Cluj. De asta ne-ați cerut. Dar ne-am promis și am înțelegeam. Dați-mi știți. Vă rog. Păi da, dar atunci nu trebuie să ne depășim deja. Păi de ce ne mințiți atunci? Dar nu v-am mințit. Păi dar ați spus că dați la biserici și acum spuneți că ați... Domnul Gureanu. Deja s-au dat o parte. Ce nu înțelegeți? Dar de ce nu spuneți, corect, domnule, vreau 300 de milioane sau 30 de mii de lei pentru festival? Și la domnul, ce vrea să aducă de la subiect? Da, eu vreau să vă spuneți. Deci, ați spus că nu ne abatem de la subiect, da? Ce legătură a avut discuția dinainte cu procesul verbal? Care? Vreau să-mi spuneți.
Deci asta este un proces verbal ce s-a scris de data trecută din ședință. Da. Și acum discutăm cum s-au împărțit banii. Da, cine că nu are procesul verbal? Dar domnul primar a deschis subiectul că a dat o parte din bani. Păi nu, domnul Mititel m-a întrebat. Întreb și eu acum. Păi da, dar este... Deci ce este... Ce s-a discutat data trecută? Întreb ce legătură are cu procesul verbal, bun, dacă sunteți de acord sau nu. Bun, aveți nevoie de consiliere aici să vedeți în casă. Dacă am fost mințiți cu Anică, știți care e treaba? În momentul trecut când am fost președinte, m-a dus un pic în eroare. A zis că ca cetățean, virgulă, am dreptul. Nu avea drept, numai ca secretar, atât. Astfel, nu pot să vorbesc și eu. Vedeți că ați făcut o mare greșeală. Proiectul am zis eu cu vreme, dar am votat pentru. La proiectul poate, punctul poate. Și suntem trecuți aici că am fost împotriviți. Vă abțineți. Este? V-ați abținut voi. Eu nu am abținut. Eu am fost în ședință. Am fost în ședință. Am fost în ședință. Așa e. Eu am reasunat. Eu am fost pe buget. Eu am fost ăla care toți vorbea aici și am zis că trebuie... Nu pentru festival. Și pentru festival a fost o mare greșeală. Țineți-mă că nu s-a trecut prin Consiliul Local. De asta este de început discuție. Haideți să nu mai ne abată în plan asta. Deci procesul verbal, practic, este o redactare la ce s-a discutat data trecută. Deci nu discutăm conținutul, reluăm iar, pentru că este efectiv rezumatul discuției din luna trecută. Atât. Deci asta se aprobă. De asta zic, cum nu ne abatem? Eu la asta m-am referit. Deci dacă luăm iar procesul verbal din luna trecută și îl discutăm în fiecare ședință, chiar mai zic domnul. Păi discutăm, pentru că domnul voi, mai ales dacă poți de acolo. Domnul Petrică, haideți să nu transformăm din nou ședința într-o discuție din ăsta buierilă. Da, să știți că verific în notez și dacă... Vă să verificați, vedeți, e posibil să fiți tratatul greșeală. Dacă mai e cineva dintre domnii Costrez, să zice relativ la acest proces rău, dacă mai e ceva discuție. Dacă nu, sunt până aprobări. Cine este pentru? Împotrivă? Modificarea. Cine este pentru? Deci... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Da. Cine se abține? Și împotrivă? Domnul Ungureanu Petrică. Trecem la ordinea de zi. Proiect din hotărâre privind desemnarea doamnei consilier Abadi Carmen de ședință pentru 1 octombrie 2007. Și am reținut ce vreau să spuneți. Am înțeles. Da, ați... dacă aveți ceva probleme, dacă nu, supăm la probleme. Cine este pentru? Se abține? Cineva? Vă abțineți? Nu. Este invitată la această ședință doamna ingineră. Dirigent de șantier. Relativ la ce face la școală, da. Da, aș începe. M-au avut niște discuții la un moment dat în spațiu public, ar fi fost proiectul cu etaj, nu știu de unde s-a plecat, mă rog. Nu am avut timp toată să mă opri așa, dar am avut niște planșe, am chemat și pe doamna, ca să vină să dea și viața niște explicații, vă rog. Proiectul nu putea să fie cu etaj. Deci, funcționalitatea lui nu era necesar să facă cu etaj. Pentru că sunt prevăzute la lucrarea respectivă niște grupuri sanitare pentru profesori, pentru elevi și pentru elevi cu dizabilități sau persoane cu dizabilități și o centrală termică. Deci această funcționalitate nu putea fi prevăzută cu etaj. Asta e una din probleme. Iar a doua problemă, un proiect nu se modifică de fiecare, după ce a fost elaborat, de fiecare care cum vrea. Iar legea nu ne permite. Orice lege care este valabilă în țara asta pentru desfășurarea lucrărilor de investiții, indiferent de care sumă e, mai puțin cele care sunt de la particular, se face conform temei și proiectului și autorizației pe care o are. Deci nu se modifică din mers nimic. În timpul execuției lucrării se respectă proiectul
și nu ai voie să faci nici în plus față de proiect, nici în minus. Deci sub nicio formă nu putea fi eliminat acel etaj, dacă era. Deci sub nicio formă. Aceste lucruri sunt doar, știu eu, fiecare mai mult bârfe, ca să nu zic altceva. Deci sub nicio formă un proiect nu poate fi prevăzut și executat decât așa cum este el aprobat și avizat. Un proiect trece prin atâția mâini. Se elaborează un proiect de către proiectant. Se scoate un certificat de urbanism pentru care umblă proiectant. Se obține certificatul de urbanism, se dau mai multe avize, pentru care el elaborează o documentație pentru fiecare aviz. Deci nu mai se modifică nimic. Deci ce a avut inițial și a fost aprobat, dar ați aprobat dumneavoastră. Deci când s-a plecat și s-au stabilit sumele, ați aprobat dumneavoastră, dar are parte. Deci nu putea să fie altceva. S-a aprobat investiția. Deci investiția se propunea pentru un proiect, domnule. Am cerut din ianuarie planul la cum s-au dat. Nu aveam de să știm că este parter, că este etaj, că este cu mansardă. Deci suma este investitivă. Nu interesează de sumă. Se stabilește în baza unui proiect, asta nu vreau să vă spun. Noi am cerut proiectele și nu s-au dat. Și de asta s-au riscat discuții. Da, dar... Și nu puteți spune că nu sunt funcționari la etaj. Cu proiect centrală, punem de ce proiect, dacă școala are numai parter. Cum să aibă parter dacă are și etaj? Are etaj, dar dacă toate funcționalitățile respective sunt valabile pentru parter. Ea o face și la etaj, dar bine, asta nu intră în discuție. Dar nu intră în discuție, asta e problema. Trebuia să discute la planurile. Și atunci să elimina orice discuție. Dar planurile sunt la dispoziție aici, să le vedeți. Vor fi, dar nu le-am văzut. Dar atunci există o situație. În momentul în care ceva nu este verificat, nu se spune nimic, atunci se elaborează tot felul de teorii. Nu se emite teorii. Nu găsim nici pe șantier, n-am găsit planul. Cum să nu găsim planul, dar după ce se emite, după o reche medicală? Vine patronul sau cine este șeful de șantier, a făcut, a dat dispoziție și a plecat. Cum să vorbiți așa ceva, domnule? Dar noi am fost acolo, ați văzut ceva acolo. Dar bineînțeles, l-au fost de atâtea ori și la oamenii au plan și cu șantier, dar cum e zic? De la ei, dar și adus să știu astfel. Cum puteți să vorbiți? Faceți o afirmație care nu se plinea. Dumneavoastră aveți o zi anume, doamnă. Nu, aveți o zi în fiecare zi vă duceți, nu? Aproape, nu chiar în fiecare zi, dar uneori zi. Serios? Da. Am fost de câteva ori după acasă. Dar nu ne putem întâlni amândoi. Nu ne să luăm să ne întâlnim. Nu, am stat de câteva ori. Și partea dumneavoastră v-ați văzut pe mine? Nici o cot dumneavoastră. Nu v-am văzut pe mine. Nici o cot dumneavoastră v-am văzut niciodată. Nu, asta am întrebat. Hai să nu mai plătesc. Dar nici nu trebuie să ne întâlnim noi doi. Păi nu trebuie să ne întâlnim. Păi corect. Eu fiecare își face datoria voi. Dumneavoastră de consilier și eu îmi fac datoria de tine. Bine, doamna inginer. Dacă mai aveți și dacă da, domnul. Dacă mergem bine aminti, că tot așa au fost suspiciunea asupra acestei lucrări, care nu mai începea și nu mai începea. A fost aici, în Cantidona, cu niște domni telocot, proiectanți care ne-au arătat, ne-au fost la dispoziție. Păi și atunci. Deci să știa proiectul. Vă aduceți aminte? Eu știu că le-am adus de asta și spun că nu. Nu, este bine ca în momentul în care emiteți ipoteze să le emiteți fondat. Bă, nu așa, numai de dragul de a vorbi. Bine, se pare corect. Cine vreți proiectul? Eu am întrebat de vreau de părere, dacă era un etaj. De-aia am cerut. Ieri am avut discuție, n-ați făcut la voastră. S-a făcut așa un pic, doamne. Nu știu, doamne, nu m-am dat un lucru. S-a făcut așa un lucru. Asta n-a fost în serie. Ce știi din acest proiect? Știi că era un lucru? Nu, dar știi că era un etaj. Știi că era un etaj. Știi că era un etaj. Deci nu știi. Nu, nu, atâta vreau. N-am avut. E gata, domnule. Da, domnule. Când a făcut o întrebare la mea, am numit trei membri din comisie care se pot duce și să verifice acolo. Când ați fost acolo? Am fost. Voi când ați fost acolo, ați anunțat pe cineva din conducerea primăriei să cheme pe doamna acolo? V-am anunțat, doamne, sunt de astea pe formă, să nu mai... Doamna trebuie să vină când se duc consilierii acolo? Voi, am anunțat. Da. Aici se întâmplă discuții la verare, dacă nu se prezintă cine trebuie. Doamna, în ce stadiu suntem cu această discuție? Se lucrează la șarpantă, da. Se lucrează și la bazinul hidrantic, s-a făcut și partea de rețeaua de apă, s-a terminat partea de rețele interioare. Și cam cum preconizați că va fi
Nu se poate termina din punct de vedere tehnologic, da, ca să iese lucrarea corectă și bună din punct de vedere calitativ, nu se poate termina pe 1 octombrie. Durata știți prin când este? De ce perioadă se termină? Deci, la început contract, 1 octombrie, dar orice contract, dacă sunt condiții obiective, poate fi declarat. Perioada de execuție a lucrărilor este de 3 luni efectiv de la semnarea contractului cu... Contractul ăsta se dă, va apărut. Știți că o pune niște imprevisibile, domnule. Domnul consilier, mai explicat, domnule, nu are niciun rost să mai purtăm discuții de... Mi-ați dat răspunsul, doamna... Vreau să mă răspunsesc în pădurile, dacă îmi permiteți. Contractul, da, dar contractul începe și are valabilitate din momentul emiterii ordinului de începere a lucrării. Contractul poate fi semnat și cu un an înainte, dar dacă nu se întrunesc toate condițiile necesare pentru începerea lucrării, el este valabil pe toată perioada ca cu începere de la data emiterii ordinului de începere. Și aș vrea să vă mai întreb ceva. Dumneavoastră, când faceți acasă un lucru, dacă nu puteți să vă încadrați în termenul respectiv, faceți repede. Asta o anunțat și ei și să-ți ia corect. Și atunci să anunță și să dă un adițional de decalare de termen ca să iese lucrare de calitate și nu fără să nu respectă. Noi am fost în general, că nu se trebuie mai puțin. Doamna, dumneavoastră, ca și dirigintă de șantier, dacă spuneți că ați fost acolo, ați observat ceva, vreau să întreb, vreo neregulă? Da, ce am observat, dar am văzut și am rectificat. Da. Ce am observat? Am observat la armătură că ceva nu a fost corectă și au modificat și au făcut. La fel, la izolație, la... Ok. Și altceva n-ați mai văzut nimic, da? Am văzut lucrarea. Nu, lăsați, lucrarea lăsa la parte. Deci, haideți să vă spun despre ce e vorba. Spuneți, vă rog. Deci, sunt obținut mașinile cu beton, au turnat, da, jumătate din terenul de fotbal, care era cu covorul asfaltic, l-au stricat. Deci, dumneavoastră, rugămintea noastră, nu, rugămintea a mea personală, nu știu, a celorlalți consilieri. Vă rog tare mult, aduceți-le la cunoștință ca să repare covorul asfaltic de la școală, doamne. Pentru că acolo sunt găuri, au devenit cratere, copiii aș rup gâtul. Și acum așa au trasat, bănuiesc cu crete ceva și joacă o miuță. 4-5 copii, fotbal. Vedem, eu am poze, că așa cum au fost înainte, și vedem dacă într-adevăr sunt distrugeri de către din exploatarea în execuție a lucrării. Da. Și atunci ei au obligația să-și facă remedii. În formă inițială. Și dacă se va depăși că nu cer, dacă și termenul execuției, care va fi penalizările? Care se va face? Dacă se face act adițional, nu necesită penalizări. Și dacă se cere decalare de termen, se cere declarare de termen fără modificarea valorii lucrării. Deci se cere în condițiile în care nu se cere modificarea valorii, deci așa cum s-a licitat, aceeași valoare rămâne. Și ar fi incorrect. Sau, dacă dumneavoastră vreți, el poate să facă, să te încuiască, să dea și zbrăveană și tot, și știți ce iese după aia, da? Și se întrează. Dar eu zic că dumneavoastră ar trebui să țineți la calitate. Da, dar dacă dumneavoastră considerați că nu, și atunci se face o hârtie, eu vă solicit pe dumneavoastră semnare, că așa îmi doriți și eu am ieșit din cauză legală. Dar eu țin la calitate, mai degrabă să dorim și noi, doamne. Păi și atunci, asta vreau și eu. Ne cred că nu modifică valoare, nu modifică nimic. Prefer să o termine peste, mai doriți o săptămână sau două sau o lună, dar e calitate și așa ceea ce ține în timp. Am înțeles. Urmă, doamne, ne rămânțe în poziție pentru participare și să aveți cine să iați o celălalt scăpă. Așa este. Trecem la domnul compania regională de apă de Savaclu. Se propune că se desemnează ca reprezentant al comunității totuși în adunarea generală a acționarilor al societății comerciale compania regională de apă de Savaclu, domnul Michitelu Liviu, consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunității.
totul domiciliul cu materiale de lucru, titularea buletinului de valul CI și așa mai departe. Restul nu mai e. Dacă aveți ceva de ridicat la acest la organizație, dacă nu, supun la publicul. Se abține împotrivă, mulțumim frumos. În unanimitate. Trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare durabilă a Comunii Târgu Jiu pentru perioada 2015-2020. Vi s-a înaintat de către doamna secretară acest. Da. Avem invitat și pe domnul Arsenia, dacă nu vă spuneți. Da. Domnul care ne-a făcut strategia asta. Vă știți destul de bine, dar în domnul dat, nu putem duce la un proiect de antrenere dacă nu avem, dar nu suntem prin și în oameni de strategie. Așa? Da. La știu m-a făcut domnul Arsenia aici. Mai nu da. Vă ascult, vă rog. Reprezentați. Aici aveți un loc aici, față. Deci, vă rog. Prezentați-ne, vă rog, eu o să pe scurt mai da. Noi am mai... Da, iar, dosarul e destul de prigănos. Ești pe domnul. Strategia de dezvoltare a unei localități, practic, reprezintă un cap de port. Este un document prin care dumneavoastră stabiliți ceea ce urmează să se execute în cadrul comune, la nivel social, la nivel administrativ, la nivel de investiții. Și fără acest document nu puteți să luați hotărâri. Este foarte important. Eu am lansat niște chestionare, s-ar putea să fie ajuns și la unii dintre dumneavoastră și la școli au fost. Copiii au răspuns foarte frumos că au nevoie de locuri de joacă, copiii spun că vor și cred în Târgu Troduș, în comuna Târgu Troduș. Profesorii vor să desfășoare activitatea fără niciun fel de problemă în această comună, în condiții cât mai bune din punct de vedere al dotărilor, a investițiilor care trebuie făcute, locuri de joacă în cerul copiii, profesorii au cerut sală de sport, am înțeles că este o problemă și că aveți nevoie. Aceste investiții au fost introduse în cadrul documentației, o să le vedeți la sfârșit. Ele nu sunt evaluate, urmează o etapă ulterioară, trebuie făcute studii de prefezabilitate și au prefezabilitate. Ele sunt destul de ample, aceste lucrări, unele dintre ele chiar necesită bani prin cadrul programelor naționale de dezvoltare locală, fie prin POR, prin POCU, prin tot, eventual prin GAL, am înțeles că face parte din GAL-ul zonic. Se pot obține, personal am mai obținut pentru OITUZ câteva 17 miliarde pentru două grădinițe, pentru consolidare, se pot obține, nu sunt probleme. Deci, în momentul în care documentația este bine făcută și participă toată lumea, pentru că este un efort comun, să știți că nu este vorba numai de o persoană, toată lumea trebuie să participe la așa ceva, toată lumea trebuie să vină, deci, de exemplu, sunt problemele de reabilitare a drumurilor. Asta a ajutat foarte mult în plan economic. Nu chiar de mult, vreau să vă spun că am avut surpriza acesta la Piatra Neam, s-a deschis un muzeu, muzeu eonologic, se spune, este vorba de cucuteni, culmea culmilor că erau exponate, de unde credeți, de la câteva sute de metri de Târgu Troduș. Deci, cu vechimi de 3700 de ani înaintea erei noastre. Deci, acel. Nu, erau pur și simplu cupe, ceramică, extraordinară. Și acolo ce am scris. Da, vă dați seama că este vorba de o civilizație mai veche cu 1000 de ani decât cea din Sumer și este aici. Este păcat că lumea nu știe. Este păcat că lumea nu știe. Este un punct foarte tare din punct de vedere istoric.
Există câteva situri arheologice pe aici care ar putea fi valorificate. Și asta depinde de dumneavoastră, că consilierii tocmai asta fac, încearcă să găsească modalități pentru... Este un punct de plecare, această documentație, am discutat, am pus la dispoziție doamnei secretar și varianta în formatul ca poate, să, ea să poată fi completată de fiecare dată și când credeți de cuviință și că există câte sunt oportunități, care unele dintre ele probabil că nu le-ați, n-au fost la început și el se poate transforma revizia 0, 1, 2, 3, cu toate completările de rigoare și cu tot ceea ce credeți dumneavoastră că este important să se facă și în prioritate. Există un tipic unde lucrurile sunt la modul general, adică se vorbește despre regiunea nord-est, e vorba de județele, cum se încadrează, cam care sunt această analiză de plusuri și minusuri, care spune, domne, ce se poate face, ce nu se poate face, ce e avantajos, ce este dezavantajos. Și oricând dumneavoastră puteți să interveniți, dar ea este necesară din momentul ăsta ca să existe un punct de plecare. Dacă domnul consilier vor să pună o întrebare la domnul consilier, pentru această rugare destul de vastă, destul de cuprinzătoare, destul de interesantă și va fi foarte bun pentru comunitatea noastră. Ok, domnule. Eu am citit o mare, am văzut documentarul, este foarte redactat. Aș vrea să vă întreb așa. Deci, ce ați propus dumneavoastră aici sau elaborați aici? Ce se va întâmpla? Adică vor fi puse în practică sau se ia măsura? Dumneavoastră hotărâți. Am văzut că dumneavoastră... Există câteva direcții. Mai este direcția socială, direcția economică. Astea sunt direcțiile pe care dumneavoastră le impuneți. El arată cam care sunt, hai să spunem, nu neapărat lipsurile, care sunt punctele ce trebuie atacate. Deci, vorbind de apărarea de mare, vorbind de poli care trebuie consolidat, vorbind de canalizări și de iepurări. Deci toate elementele astea trebuie pentru oricine care vine la conducerea acestei localități să fie o prioritate. Cum decide dumneavoastră să fie prioritare, asta este altceva. Aici stabilit de comun acord. Eu vă spun, următoarea etapă ar trebui să vedeți exact pentru anul viitor ce ar trebui să faceți din... Pentru că nu putem asfalta toate, indiferent cum ar fi, nu putem asfalta toate ulițele din zonă. Putem să le luăm, să le facem prioritare. Le identificăm pe fiecare, le dăm o valoare, știm exact cum putem să le... Avem bugetul, se cunoaște, în fiecare an se cunoaște bugetul și în funcție de asta putem să stabilim. Anul ăsta facem în Vișoara, anul ăsta tot, anul viitor facem în Târgu Trotă. Eu m-am uitat așa și am considerat, adică m-am tot gândit. Dumneavoastră ați spus că ați luat legătura și cu mai mulți cetățeni prin da, care ați chestionat. Noi am trimis chestionat. Cine sunt acei cetățeni? Da. Deci nu știu. Deci interpretarea s-a făcut pe baza sondajului făcut de dumneavoastră. Exact. A cetățenilor din fiecare localitate. Exact. Și ați ajuns la concluzia inițială prin care ce ați spus aici. Exact. Oare cetățenii din satul nostru nu vor gaze? A, nu. Deci rețineți. Nu este problema asta. Astea sunt niște etape. Eu înțeles, am luat ce era mai important și ceea ce am considerat că este majoritar. Să știți că mulți au mai vrut să facă și o discotecă, dar n-am luat. Nu, eu mă refer că m-am uitat aici. Dar nu, deci ar fi sigur. Deci mie mi-a scris cineva că vreau o discotecă. Nu pot să scriu, că domnul este prioritar și nu. Dar nu știu câți au fost ca să știe fiecare domnul. Acum și cum este? Păi suntem în zonă de pădure. Nu prea cred că vreau un arm așa de mult. Nu, depinde. Eu nu știu. Eu cred, domnul, că dacă... Nu am înțeles.
Dar eu am citit aici, fiecare cam ce ați considerat dumneavoastră. Atâta pe mine m-a nelămurit faptul că la noi nu este trecut și dar. Adică noi... Putem interveni asupra. Da, dar... Vedeți, domnul mai sondajul de opinie făcut, poate nu a fost chiar corespunzător. Da, dar poate sondajul există că i-am numit de la consilier 5. Dar dumneavoastră la câți consilierați solicitat? Eu la... Toți. 30. Am la 30 de consilieri. La 30 de chestionare. Da, v-am dat un consilieri. Și v-am cerut gata. Să ne aduceți și o parte de-ați predat. Deci eu am lucrat cu materialul. Deci eu am În ședință de Consiliu, odată cu bugetul pe anul 2017. Nu-i clar aici, înființare, distribuții... Da, tocmai asta va fi azi în rectificarea de buget, înființarea... Da, da. Deci, să vă spuneți, nu vă spuneți că nu aviză, că nu aprobați rectificarea. Păi aici este trecut pe documentarul acesta. Toate este și asfaltul este trecut, este și realizarea rețelei, și o îmbunătățire a rețelei. Deci toate s-au trecut. Exact ca și acolo. Dar nu mai ca acolo a fost trecut, aici nu a mai fost trecut. Da. Asta este. Deja este pregătit. Acolo a fost. Doamne, așa este și implementarea asta. Da, vă mulțumim o parte supunem aprobare. Cine este de acord cu acest punct al ordinii de zi? Cine este pentru? Împotrivă, să abținem, vă mulțumim. Trecem la punctul numărul 4. Proiectul hotărât privind aprobarea rectificării de gestii de cheltuieli pentru anul 2017 a Comunei de Bucovina. Inițiator, primarul Comunei. Doamna contabilă șefă, prezentați-mi, vă rog, în mare, ca să putem discuta după aceea în domnul consilier. Imediat numai să mă orientez și eu. Deci se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Târgu Produș, conform anexele 1, 2 și 3, la prezenta hotărâre, prin suplimentări de credite bugetare și de verde credite bugetare. Am primit de la finanțări 78.000 sume defalcate din TVA pentru tichete la școală, 12.000. La preșcolar. La preșcolar, da, la preșcolar pentru tichete. Dar ce costă tichete? Bun. Primesc copiii tichete de 50 de lei, nu știu ce valoare. Care, da, tichetele de masă. Da, a fost și în bugetul inițial 92.000, parcă așa, și acum le-am mai dat 12.000. Da. Și... Deci am pe venituri 77.000 și a cheltuieli din nou 78.000 pentru învățământ la scurs 12, la cultură 40, locuințe, servicii și dezvoltare publică 30, transportul 16. De la ordine publică am diminuat cu 20.000. Iar la investiții avem un plus de 90.000 din fondul de rezervă, tocmai pentru ce vorbeam mai înainte, pentru proiectul de înființare distribuției gaz natural. Da, asta e. Mulțumesc, vă rog. Da. Asta se fac, să-l plâng. Dacă plâng eu, dumneavoastră, să plâng mai tare ca noi. Domnul președinte, se înscrie la cuvânt. Domnul Digiteru. Altcineva? Nu se mai așează? Altcineva? Lăsăm tabelul deschis. Domnul Digiteru. La domnul consilier, domnule președinte, cum știți, de la ședința trecută, doamna Contabilă, prin
din concediu. Am spus și am cerut respectos în ultimat că de la această ședință, înspre să vin luna septembrie, am cerut că eu umbut frecvent. Mă repet, dacă e nevoie. Am spus să se aducă orice chitanță, tot ce s-a cheltuit exact de la începerea mandatului. Nu li s-a adus nimic. Deci văd că nu se vrea. Deci suntem ignorați total de ce se întâmplă. Și după aia iar se spune că nu vreți să colaborați. Nu se trece. Nu se face nimic. Eu am spus foarte clar. Sunt deschis la dialog. Să le aduc pe toate? Sunt deschis la dialog. Sunt disponibil pentru oricine. Deci colaborăm destul de bine. Deci trebuie să vină orice vrem să ni se aducă la prezentință. Cum se face? Da, nu, Ungură, nu dați voie. Eu am o jumătate de dolar de astăzi. Ungură, nu dați voie. Da, da. Vreau să ni se aducă exact cum... Deci de asta am cerut tot timpul la fiecare ședință. Dar la fiecare ședință. Poate mi-a scăpat unele ședințe. Mi-au scăpat. A spus, vrei să fie transparență, pentru că domnul Andreea m-a lăsat că, doamne, am ceva, nu se făcea nimic. Bun, nu se făcea nimic. Dar vrem să știm ce s-a mușcat banii. Sumele, am acest drept, vreau să știm de ce s-au cheltuit. Da. Deci toate, deci, cu subiect și predicat. Au fost 2 lei pentru să luau pixul, doamne secretar. Au fost 10 lei pentru... Vrem să știm cum se cheltuie în mod justificat banul public. Asta doresc acum. Nu mai cer nimic, nu mai intru să mai speculez. Haideți să pe nimic. Doamna Fundar, haideți să dăm răspunsul ca să fie răspunsul clar. Merg jos să vină cineva cu mine să mă ajute să aduce mașinile. Nu, nu, nu așa dăm. Păi nu le vrea cu toate? Păi câte s-a dat? Nu, haideți să găsim o metodă. Vreau să nu sunt 100.000 de facturi. Da, înseamnă că am avut cheltuieli foarte. Nu e vorba de asta. Eu, în spatele facturilor, eu mai am alte documente care justific plata. Eu nu o să scot de acolo. Domnul Ungureanu. Și eu zâmbesc, ca și dumneavoastră. Zâmbiți degeaba. Dumneavoastră zâmbiți pentru că omul este foarte fericit atunci când nu cunoaște. Atunci ești cel mai liber. Când un om nu știe, atunci te simți cel mai bine. Lăsați răspunsul. Deci lăsați... Deci, nu se poate găsi o cale de mijloc ca să nu mai avem discuții la fiecare ședință, transparență. Domnul președinte, de la începutul mandatului, mai puțin, domnul președinte, de la începutul mandatului, am tot cerut. Eu vă spun că nu se ajunge la această situație dacă în fiecare lună o ședință atât avem, da? Lunar, se luau 20 de facturi, se punea pe diapozitiv, se punea, aceștia sunt banii cheltuiți. 20.000 de lei s-au luat și sunt mâhnit, domnul președinte și domnule primar. Sunt mâhnit. Pentru ce? Ca să vii, să-mi reproșezi cu mie că vezi, doamne, că dacă eram eu după mine, nu se făcea nimic. Ba da, domnule primar. Se făcea. Se făcea. Stai liniștit, că n-ai venit tu frumos. Deci fiecare știe, dar dacă ne puneam frumos, 20.000 de lei. Vrem să știi, o mașină cu balast, de pus și de îndreptat, costă 30.000 de lei, dar cui spui pe așa ceva? Deci eu nu pot să cred așa ceva de atunci. Păi nu umblu cu domnul Iasul de Alunas. Cu ce umblu? Cine? Nu voi umblați. Vreau să știu, uite, o să vezi. Nu, dar vreau să văd. Exact, aia. Nu mai faceți. Sunteți imposibili. Domnul Mitinte, este foarte greu. Este foarte greu. Dumneavoastră, domnul Mitinte, la secundă. Domnul Penibili, sunteți pe aici. Sunteți președintele Comisiei de Economice. Da, domnule, și dumneavoastră mi s-a pus ceva la situație. O secundă. Sunteți membru. Trebuie neapărat să facem așa pe rând, că împreună cu doamna contabilă, să intrăm în poziția documentelor. Dar nu am cerut, domnul președinte, chiar nu am cerut dumneavoastră, sunteți absurd. Am cerut de fiecare dată. Ni se domnul președinte, nu vă supărați pe mine. Eu nu vreau să fiu rău cu mine, nu vă supărați. Ni s-a pus, am cerut. Ni s-a pus la dispoziție cu proprie. Ați fost la doamna contabilă? Nu am cerut. Păi dar eu nu mă duc în birou, domnul președinte, că vreau să fie public. Pentru ca să vadă că nu avem nimic de asta. Haideți să găsim calea de mijloc și să te îmbrăm cu treburile astea, pentru că și fiecare dintre noi dorește și vrem să vedem ce s-a făcut banii publici. Și asta noi, e corect. Dar asta nu înseamnă că din asta intrăm în derizoriu, fiecare ședință. Dar nu intrăm în derizoriu. Deci, referitor la treaba asta, să nu aveți suspiciune, încă o dată.
Eu știu că din afară toată lumea se uită către primar sau către primărie și are o anumită gândire. Poate ați auzit, există o organabilitate care e așa, deci eu n-am nimic de ascuns. Dacă nu ai bun, haideți să vă spun așa. Eu n-am 416 să defrișăm cum o să te îmbuie. Băgăm de ținuții? Cu cât s-au plătit? Dom'le, vreau să fiu. Cu cât s-au plătit de ținuții? Acum nu mă interesează. Factura. Cu cât s-au plătit acei de ținuți pentru Căpiușoara? 3.000. Doamne, concret, factură. Da, așa și ce se luați din subordine și... Noi? Da. Dar noi nu suntem gospodarul comunii. Deci tu ești, știi care e treaba. Deci la scandal de aici, e vorba de muncă, la realitate n-am dus. Stai puțin, Adrian, ești edilul comunei, nu te supăra. Tu trebuie să gestionezi. Ești pe ordonator, te crezi, ești până, ești tătic, așa te intitulezi. Tu trebuie să faci ordine. Nu, dar tu trebuie, dacă ești tu și nu. Și ești edilul comunei. Deci ce e obligația de edilul comunei, da? Să-mi vorbească la telefon sau la camera parlamentului, am văzut că nu te supravezi. Da. Dar voi trebuie să te duci frumos și să te ocupi. Sau dacă nu, acele sarcini nu stă în obligația ta, stă, revine obligație viceprimarului comunei. Așa. Și viceprimarul comunei, ca un bun gospodar, trebuie să știe tot. Se ocupă. Stai, frate, că primarul ăla e altă treabă. Deci știi destul de bine. Deci cei de la 416, fiecare are o anumită... Da, domnule, dar mi-e pare să-i omor, dar chiar îi omor, îi punem în mine, haideți să nu fim absurzi. Deci ei și-au făcut, eu sunt foarte mulțumit de cât au lucrat, vă zic sincer, ceilalți dori social cât mai am, sunt foarte mulțumit de cât au lucrat. Și nu, da, da. Și nu se pot, da, da, acum la... Deci eu vreau să descurajez ajutorul social, pentru că dintre ei am avut discuții personale și ne-am spus despre lucrat, sunteți abs de muncă. De ce să pierdeți vremea când dai niște bani în timp, când puteți să vă poartă la muncă și de muncă și facem rei, poate mai este mai multă. Domnul Ungureanu, vreau să întreb. Eu spune ce nu e bine să am și ca să-i verifice pe ea și pe altul mai sfârșit. De ce primar? Păi bun, doamna Virgin Primar, cum considerați dumneavoastră sau cum le-ar trebui să sarcinile lor? Sau cum credeți, doamne, lucrez o mare majoritate de munca mea și ta. Dumneavoastră considerați că de câte ori stați cu ei acolo, își îndeplinesc sarcinile pentru orele prestate? Da. Ei au un anumit... Au 17 ore fiecare. Fiecare. 17 ore, asta înseamnă 3. Își îndeplinesc sarcinile fiecare. Da, își îndeplinesc după puterile lor. V-am zis de atunci că au atâtea multe... Adică n-am înțeles, după puterile lor. Ce înseamnă după puterile lor? Unul mai mare, unul mai mic? Sau cum considerați dumneavoastră pe puterile lor? Eu voiam să vă zic, facem material ședință, exact. Așa că nu uitam să discutăm la urmă. Bun, dacă legat de acest proiect, mai aveți ceva de ridicat. Cu mențiunea că nu mintem. În continuare, susține lumea lui
și trebuie găsit o cale, o metodă prin care noi să putem intra în posesul unui document ca să nu mai fie atâtea discuții ședință de ședință, ascultăm că e noi transparență de ecutat. N-am eu nimic de ascult. N-am eu nimic de ascult. Dar nu avem nici de ascult, tu dispari în urmă la fiecare ședință. Pentru că regulament sunt, deci vă zic și sincer, și mă scuz acum, nici n-am avut timp să mănânc, nici n-am mutat bucata. Am înțeles, bun, hai cum mai zic, nu, hai cum mai zic și asta luna asta, dar luna viitoare. Luna viitoare, nu. Dar nu-i interesul, puteți veni și în oricare zi. Nu, dar la ședință se prezinte de oameni, nu fiecare zi, de fiecare lucrăm. Noi ne câștigăm banii în alt mod. Deci fiecare, noi ne prezintem, noi, cei de aici, eu aș considera că la fiecare ședință, în fiecare lună, domnule, s-au dat atâtea facturi, s-au plătit în atâtea locuri, poftim. Și atunci, dacă ții din sport, se află. Domnule, cred că ar fi ceva în care sunt de acord. Cred că ar fi ceva în care n-ați zis consultat. Nu, eu scuze. Eu am fost și de acord la variantă, la început. Eu scuze. Eu am observat. Eram de acord la un moment dat, știți despre ce, când s-a discutat cu domnule, de ce nu încăm pe internet și asta și... Bun, și factura, acum că suntem la capitolul cheltuieli. Factura la zile ăsta prafului, mă rog, zile trotușului, cât a ajuns? Zile prafului, da. Nu n-a arâncat. Am avut 700 și ceva, din care undeva la 500 minus TVA. 500 de milioane. Cum 700 și ceva și minus TVA? TVA mai mult, da. TVA de 700 de milioane, nu poate era așa. Dacă e 500 și 600, dacă e 700 și ceva, e 650 milioane. Deci nu știu, ia dumitare din cap. Eu fac foarte bine în cap. Deci a ajuns la 700. Da, 700. 700. Așa? TVA. Din care dacă faceți un cap, vedeți. 590. Deci să înțeleg că tractorul acolo s-a dus. Care tractor? Pe tractor. Dar noi aprobați banii pentru un utilaj în comun. Deci tractorul... Da, să... A, da, nu mă faceți, o să avem... Domnul Ungureanu, o să avem un sloc și tractor, stați liniștit. Domnul Ungureanu, dacă nu făceam zile comune, probabil în noiembrie să ajungă. Domnul, toată lumea a făcut, numai noi am. Deci niciodată pentru dumneavoastră. Extraordinar. Deci a fost excepțional. Dar de ce ne-ați ferit când ați făcut? Domnul Ungureanu, eu vreau rectificarea asta, 700, îl derivă și nu era nicio problemă. Haideți să vă explică de cei 75 ăla. Înainte cu... Înainte cu o ședință de aprobare a 75, am fost în ședință și v-am prezentat bugetul. Și a fost foarte hotărât și nu l-ați aprobat și nici măcar nu m-ați ascultat. În următoarea ședință, când eram în ședință, dar ce mai să vă întreb, doamne, am ascultat ora trecută foarte clar și am aprobat acei bani, am fost induși în eroare pentru biserică. Vă rog frumos! Nu! Nu aveți. Dumneavoastră n-ați participat la ședință, ai dat bine voi să veniți. Dar a fost am fost induși în eroare și am trecut bugetul pentru ca să acoperim construcțiile care sunt în decursul lor, în decursul de desfășurare. Eu am fost președinte și chiar am menționat, domnilor. Puteam să vă spună foarte clar că nu se opunea nimeni, banii sunt alocați pentru acest... Să rămână. Nu să ne trezim că vin, se lipesc afișe, ci se face festival și mai abar n-avem, că avem până consiliere. Asta nu ne-ar pica nici nouă frumos. Această chestie nu... Asta nu înseamnă că am fost împotrivă. În Consiliu? Adică să fie discutat. Până la urmă au fost zilele orașului, zilele comune. Păi așa era de busiți, ca să spui. Păi frate, de ce n-ai ascultat? Eu pun pariu cu ghebe cât vrei, de nimeni nu se urmea. Pe cât vrei, de duce nimeni fiecare dată. Ne înșelați. Aici ai intervenit. Înainte cu ședință. Ne înșelați de fiecare dată. Nu. O întrebare pertinentă. Pe o scară de la 1 la 10, dă-mi voie să fiu puțin, puțin rău. Adică de la, pe o scară de la 1 la 10, unde o să mească? Scara o să fie la numărul 2. Nu cumva s-a adunat cu... Deci acest spectacol, nu a... Dai voie? Da. Nu cumva acest spectacol a sunat cu iz electoral? Ca să-ți faci ăsta campanie pe care stai la PNL. Ce să nu poți să dau pe zi. Păi nu, dar ți-a făcut, ai trecut la... Dar nu sunt de mai luat, totuși o... Doamna președinte, doamna contrară are ceva de spus. Vă rog, doamna... Doamna... Mai vrea să... Da, înainte cu o ședință, deci am participat și la următoarea ședință, când dumneavoastră ați aprobat, nu s-a modificat nimic din hotărâre. Deci erau aceleași sume, dar dacă mă ascultați prima dată,
atunci ați fi știut. Când eu spuneam că sunt pentru zilele comune, ați țipat, nici nu m-ați văzut. Să înțelegem că domnul primar... Și în următoarea ședință. Următoarea ședință au fost același mandat. Cum n-ați... Ați uitat că n-ați țipat, era în fața dumneavoastră. Ce am țipat? Când era rectificare, nu mi-ați aprobat nici exercițiu și după aceea chiar am spus. Mai citești rectificarea. Și ce a spus dumneavoastră așa, zice, hai că vine eu frumos și le dau eu la joale, că ăștia sunt fraiere. Nu am de gând, domnule. Deci spune că merg în biserici, vedeți ce înseamnă? Nici nu m-am gândit. Deci și asta am gândit. Și asta nu am gândit. Atunci când merg în biserici, ați avut vrea că dacă omul vrea, dar nu era corect să se spună, doamne, nici nu iau acolo. Dar mă lăsați să termin. Nici nu este corect să gândiți că eu, ca femeie, mă gândesc să vin să vă dau dumneavoastră, cum ați spus, la... Într-o altă viață îmi doresc să fiu bărbat și o să discutăm atunci de la egal la egal. La rotuna, la rotuna piciorului, să-i dați... Deci, într-o altă viață, cum voi fi bărbat, probabil, să discutați. Primar, 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 ne-ați decis. Ne-ați dat nouă câte o citație sau o invitație. Cine ați dat? Păi, domnule, dar înainte nu știați când ați început demersul. Păi când ați adus primul utilaj, eu știu. Păi doamna, spune că deja dumneavoastră, de ce spuneți? Că cu două luni de zile înainte știați. Acum a zis doamna. Ați știut că dacă nu m-a lăsat să fie... Cu două luni, doamna, știu noi înainte că faceți servele zăbezii și a pragului? Haideți, doamna, știu. N-ați participat și atunci nu știți cum a fost. Dar nu suport. Deci nu suport niciun asta sfântat de poate. Cum să-mi spui mie să-mi pui niște cuvinte cu lăsă? Domnul președinte, asta la dumneavoastră și la diverse. La diverse. Cum adică? Discutăm la diverse. Da, dumneavoastră supun la urmă. Nu se... Supunem aprobările în bugetul cum a fost și vreți să pui cu un domnul. După diverse. Da, iar în cele s-a părut. Doamnă consemnat, nu vă știu ce vreau pentru ceea ce aprobăm bani. Atât. Nu să le schimbăm pe urmă trasă. Direcția finanțială. Vă rog frumos să fie consemnat literă cu literă. De ce? Acum, doamnă contabil, vă rog frumos, explicați-ne cum ați început, că v-am întrebat, din păcate, îmi cer scuze, să le spuneți și noi, ăștia 12 la învățământ. 12 la învățământ, ăștia 40 la cultură. Pentru ce ia loc la cultură? Locuințe, servicii, da. Pentru ce ia loc în... Dacă se poate. A, așa. Ca să încheie tot ok și să nu mai... Bun. Deci 12 v-am spus pentru pichete, 40 la cultură. Pentru terenul de sport, în primul rând, trebuie să recuperez apa care am udat. Unde? Da. Unde? Terenul de sport, care dumneavoastră ați inițiat să facă terenul de sport. Dar terenul am produsat, dar a fost așița aia, nu s-au uitat. Ei, ba da, nu doar. Nu vine acum mai doar. Știți cine a venit cu tractorul? Locuințe și dezvoltare. Locuințe și dezvoltare. Avem de plătit avize și de refăcut documentații TOPO pentru extindere de electrificare. Mi-am de făcut niște plăți. Și transportul la drumul la fel. Am de făcut niște plăți pentru avize și pentru lucrările care sunt pe investiții. Și ce fel de avize și din părta avize și ridicări TOPO și pentru toate SF-urile astea, toate care trebuie să le fac la sfârșit. Care miliardul jumate? Unde-i? 50.000 de lei, domnul. Unde-i, domnul? 15.000 de lei. 16.000. Pentru ce la cultură? Acum am spus 40. Deci la cultură intră și terenul de sport. Deci la cultură nu intră numai cisterii. Păi rândul trecut pentru terenul de sport am alocat 20.000. În care rândul trecut? Da, așa a venit rândul trecut, că l-a fost tot așa rindicare. 20.000 aprobă pentru gara. Pentru gara. Da, da, că
când am respins noi bugetul, era 20.000 trecut pe noi la. Nu. În mari, asta e țică. Vreau să aduc, am acasă. Doamna, am plăcut de frumoasă ușoară. Chiar așa, o domnul se fața este gal, nu vedea să rugau degetul și dar doar căzut jos. Domnul Petrica, haideți să nu mai intervenim. Ați intervenit odată, de două, de trei ori, am acceptat. Haideți să fim alea mai civilizați. Discutăm, eventual discutăm la diverse. Hai să mai suntem la un punct de ordine zi. Ați ridicat problema să îi spună doamna contractului, de relativ ce-i cu banii. A răspuns. Da, și vor merge unde vor merge. Dacă nu vor merge, pentru ce? Sunteți mulțumit, nu sunteți mulțumit, aveți dreptul de vot, sunteți sau și în următoarea ședință, în următoarea ședință, veți veni cu facturile să vedem ce ați plătit, da? Da. Da. Deci cine, în următoarea ședință, cine este pentru, pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre? Cine este pentru? Cine s-a ținut? Vreau să trec și nominal, ca să nu mai... Da, domnul președinte, stați un pic. De ce nu respectați oamenii? Eu m-am înscris la cuvânt și nu mi-ați dat. În ce spune? De asta nu votez bugetul, că nu mi-ați dat voie și vă rog. Vă rog, atunci... Dați-o acolo de treabă, dar notați-vă undeva și puneți oamenii care se înscriu la cuvânt. Păi, dacă se permită dumneavoastră peste... Păi, dar nu, le dați voie. Ziceți, doamnă. Nu mai zic, că s-au zis. Bine. Cine sunt, cine deci, e? Pentru. Pentru. Păcate. Indicați, doamnă. Postolate. Sfârla. Avapei. Interior de... Barul. Leghen. Dați bine așa. Leghen. Barul. Cine e prima? Dino. Fiorea de Dino. Dino. Cerna, Cerna, Boavă, Contactezație, Angăr, Angăr, nu am văzut. Vom mai ridicat între timp, dar și barul ăsta e adus. Da, da, 13, 7, 8, 9, și dumneavoastră? Da, da, da. Cine se abține? Cum să fie numele? Statul de recomandă? Nu, numai două abține, sunt Titiarul și domnul Mureanu. Au votat și domnul. Toată lumea, Lili, pe deci pentru, ați votat pentru. Da, 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 da. Dar ce pot să fură? Da, da, da. Deci numai două abținere. Și restul pentru. Abținerele ați votat. Și atunci știi că restul pentru. Și abținere. Să notezi și mai cu două abținere. Sunt abținere și restul pentru. Da, da. Și dumneavoastră în gura anumită, da? Pentru că sunt din ziua lor. Trecem la un punct de ordine de zi. Proiect de hotărâre. Privind acordarea unui mandat special al domnului. Vedem despre cine este vorba. Reputat al primului cu totul și în cadrul adunării generale asociatului dezvoltării intercomunitare Bacău. În vederea exercitării votului pentru aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectuează operatorul. Deci noi am în, la punctul numărul 2 am aprobat pe domnul consilier pentru CRAB, da? Și pentru oameni, da? Așa. Aici am eu. Asta e vorba de ADIN. Vrem propuneri din partea dumneavoastră. Nu, nu, dă-i propuneri și după aia discutăm, relativ la treaba asta. Discutăm pentru că la... la nu știu dacă ați studiat, actele adiționale la contractele care le-a prezentat atunci, ne-a prezentat și tarifele care se vor... aplica începând din acest moment. Mare atenție, nu ești doar și în urmă, da? Domnul președinte, ați voie să pun și o problemă la referitor la punctul ăsta? Poftim, domnul. Aș vrea ca să... cine... Îl scrie la cuvânt. Cine se scrie la cuvânt? Domnul Diteru. Domnul Dinu. Da? Din domnul Diteru. Din? Din. Domnul Diteru. Altcineva? Atât. Domnul Dinu. Domnul președinte. Obținut. Deci aș vrea, în primul rând, cine este în măsură să ne explice și nouă, până la urmă, situația cu CRAB-ul, cu ADIB-ul, cu toate tărășenii astea, cu ce am primit niște hârtie, peritor la
asociația care suntem de prin 2004, cu alte, nu știu ce, hotărâri de Consiliul Local după 2010, care ne-am asociat și ne-am râs asociat. Și după aia am venit cu o propunere de hotărâre de Consiliu ca să ieșim, să nu ieșim. Haideți ca să discutăm problema, da. Să fim toți puși la punct cu situația asta, ca să știm în ce situații suntem, ca să nu mai interpretăm. Când ia noia toată apa, când nu ne-o mai ia, când ia numai plata, când îi mărește prețul. Vă rog, cine e în măsură? Am citit documentul ăsta și să spun aici clar care e situația noastră. Domnilor, suntem în asociație, nu putem ieși de ce? Pentru că avem investiții din viitor, avem nu știu ce, avem nu știu cum. Ce implică chestia asta? Rămânem cu ei. Ce le predăm? Le predăm numai gestiunea, le predăm toată instalația, îi punem să ne încaseze, pot să ne mărească prețul, nu? Ca să știm în ce apă îi scăldăm cu situația asta, că e legată de chestia asta, de administrare care votează prețul, știu eu, dezvoltarea ulterioară. În punctul ăsta să vă dau răspuns, se referă la alte servicii, nici de cum au fost analizate. Aici e vorba de indicator chimice. Mă rog, sunt mai multe care noi nu suntem în culoare afectați. Deci, deocamdată, dacă vedeți pe actele de aici, la un moment dat, pe una din ultimele pagini, așa chiar și pe ultima, aici scrie cineva semna Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău Președinte și Compania Regională de Apă Bacău. Deci eu nici măcar pe prima dată. Doar că trebuie să ne dăm acordul ca ei să meargă înainte cu asta. Deci noi doar trebuie să fim de acord sau nu suntem de acord. Și dacă nu suntem de acord tot, că dacă avem stații de epurare, avem și o ia în administrare, după aia vine și ți-a 36 de milioane pe tonă din cianură, care considerăm pe aia cianură sau nu știu ce. Da. Am văzut niște prețuri care... Ziceați la un moment dat că ați primit listele respective. Da, facem parte din ADIP. Acolo ați văzut că s-a precizat destul de clar, adică nu ieșiți când veți voi. Este un grup care... Suntem pe aici cu 3 milioane de euro investiți până în 2020. Aici vorbim de master planul respectiv. Eu zic că cea mai bună variantă este să mergem la voi. Deci nu... La un moment dat am primit și adresa de la CRAB și adresa de la ADIP, pe care ne s-a spus destul de clar. De mult am iertat. Pe mâna lor, în ce sens? Dom'le, dacă ați studiat ce scrie aici, și zice așa, unitatea, ascultă alea că de aia este procesul verbal, ne regulă și te supezi. Unitatea administrativă teritorială Comuna Târgu Lăpuș are previzionat în capitolul 6, strategia la nivel de județ sau master plan, extindere și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, costuri de investiții de nivelul astăzi. Și aici vă uitați pe etapa a doua, 2014-2020, avem 3 milioane de euro. Da. Deci sunt niște bani. Care în momentul în care noi zicem că vrem să ieșim. Cine îl face? Cabo. 3 da. Milioane de euro. Adică. Beneficiază de 3 milioane. Da? Cum? Primăria Hormuz? Cine beneficiază? Primăria. Deci el nu se face canalizat după aia mai acasă. Tot aici rămâne, nu e canalizat. Așa. Având în vedere cele mai de sus, vă recomandăm să analizați cu responsabilitate și să decideți în direcția viitorului Comunei Târgu Totuș. Bun, master planul etapa a doua este până în 2020. Ne sperăm ca până în 2019 să fie gata. Dar urmează și etapa a doua. Etapa a doua din 2025. 2025, da, până pe 3 milioane de euro. Sunt pași care trebuie făcuți. V-am spus acolo, la un moment dat precizează de pe ceva aceea respectivă. Este și un comitet al ADIP-ului care... și ar fi o mare greșeală să... Dacă suntem prinși în lista asta de investiții, ar fi o mare greșeală. Avem altul canal, avem mai mult canalizare pe Cuta și Trotuș, unde avem depășit 2000 de locuitori, pentru că ăsta este principiul de bază în care se acordă bani, iar Vișoara, care este sub 2000 cu mult, așa am prins pe PNDL cu... Deci Vișoara, cum am discutat și ieri, va fi... va avea acea stație de curare cu Bărăteștiul și cu Târgul, cu Găleanu. Morici. Domnul Mitică, poftiți.
interesează așa, vreau să știu. Deci, Cracov face investiția la noi, în comună, să înțeleg? Bani europeni. Deci, numai un pic așa. Pot face și fă tot propriu, nu interesează. Investiția o fac ei la noi, în comună? Da. Bun. Dar până acum, de ce n-au făcut această investiție? Da. Bun, de ce n-au făcut? De ce n-au făcut până acum? Păi, pentru că noi suntem neînvinati. Noi cotizăm în fiecare an. Bun. Haideți să vă spun așa. Ia. Dumneavoastră, în ce comună știți sigur că Adibu a făcut investiții la nivelul ăsta de bani? Ia interesați-vă comunele celelalte. Cât au alocat și noi cu 3 milioane de euro? Cât mai se pune? V-ați pus întrebarea? Bun, și acești 3 milioane de euro. Și de-a dat la început proiectul. Aici scrie 2014-2020. Până acum aproape că nu am zis pe lucrurile. Deci până în 2020. Exact. Deci, etapa întâi a fost mediul urban. Mediul urban. Da. Mai următ mediul urban. Da. Și aveți de intensivă în ce e etapa de la mediul rural? 2020. Păi 2020. Până în 2020. Deci până în 2020 avem aprobat 3 milioane de euro. După 2020 până în 2025, încă 5 ani. Eu sunt cu sindac și șef. Pentru acest lucru, noi trebuie să desemnăm un... Nu, alt lector. Bun. Deci, haideți să faceți propunere pentru un moment. Pentru reprezentant în adunarea generală asociată de dezvoltare intercomunitară Bacău. Domnul Spărăcov. Ca să facem exact cum a spus doamna secretară, noi, în ședința pe comisii, am aprobat și am, de fapt, am propus că am aprobat parte din acest proiect să facă parte domnul Măsigean. Da, asta vreau să fie, mai există și altă propunere? Oh. Dacă nu, sunt până aprobări. Cine este pentru? Domnul ce este de-a fost? Da. Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc. La diverse. Deci ați prezentat domnul primar. Diversele s-au consumat. Da. La diverse, să nu zic că doamna contabilă de grand ceva cu dumneavoastră. A fost două ședințe, nu ședința din aur, ședința din aur trecut. Nu s-a votat acel proiect de hotărâre cu execuția bugetară și celălalt proiect, în cauza că nu s-au prezentat acele critici care le-a s-au tot cerut. Da. Ieri am cerut iar, azi iar nu s-au făcut. Deci, nu. Da, uite, am uitat de proiectul la... Deci, haideți să facem un efort să... Mi-ați cerut la un moment dat, destul de târziu la momentul respectiv, discuția referitoare la, la parodii, da? Am adus facturile tot. Că am trebuit până acum, că era sărit. Așa, am să le dau pe studiere. Aici avem bucana, să dați bucana. Așa, poate să fie o sumă. Sumele, domnule. Ce sumele avem odată? Pune sumele, ce spuneți, domnule? Avem odată 36.725. Da? Și odată 33.760. Ce ai avea, da? Da. Bun, avem totuși parohia ortodoxă. Avem odată 200. Adică 20.000. Da, 20.000. 173.000, 174.000. Și odată 130.000. Deci aici s-a plătit numai fierul și nu știu beton. Cum o să trăiește? S-a plătit 200 milioane odată. 174.000 odată. Deci 130.000. Așa. Așa mai avem dreptate aici. Da? Și nu am putut să trăim. Acoperi locurile. Ce concluzii de acum să mă așteptă? Până la momentul respectiv. Vișoara avem 2600,
și 17.000. Și 17.000, da. Da, 26, aproape 200 de milioane. Așa. 200 are Timișoara. Palenghia, totuși, ca atunci, că ce mai dați până acum, așa, da. Se numeare undeva la 6.000 de lei. Da, și acum ceva mai și la parochie, pentru că să vă dați ceva mai. Unde? La parochie, Romanul Catolicul din Tăgusul. Da. În cuantum de cât? Adică nu știu care va fi suma. Nu știu. Dar ce știți? Dar le dați voie să La diverse aș vrea să încep cu o cerere din partea domnului Băcaru, care solicită ca să dăm în continuare un termen până la începerea lucrărilor referitor la spațiul comercial. Noi am cerut punctul de vedere al proiectanților și al consultantului. Probabil vom discuta în ședința de dimineața viitoare. Să vedem cum... Deci am funcție și de răspunsuri ca să nu fim atingi la Tu ești... Da? Noi am dat un încep de demolare, era de omul de acolo. Am înțeles. Tu nu ești invitat pe la lucrări? Păi vezi? Dar nu dă de voie ca să... Să luăm cuvântul și acum vii ca un... Bun, haideți, treceți la voluntariul. Nu, deci, nu, lasă, aia păi de omul vrea. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul președinte. Aș vrea să-l întreb pe domnul primar, în legătură cu iluminatul public. Știți la când se pornește? Este o anumită oră? Când se... luminile cum funcționează? Sau nu este în... Nu este în... În sarcina noastră. Ba chiar intră în sarcina mea din contră, de multe ori mă duc eu la transformator și la protecție. Dacă vă vine să credeți, sigur, sigur, noaptea. Domnul Meditel, ia de raportul de procesul verbal în elegul și ar vă supărați. Am mai spus. Discutam cu doamna secretară. Păi da, dar acum o vorbeam eu, după aia discutați. Ei, sănătoși. Da, și după aia. Situația e așa. Ele au niște ceasuri pe care le sincronizăm. În așa fel încât pe timp de vară, la ora 4, se stingeau, ca să nu consume aiurea. După ce am pus, să știți că după ce am montat LED-ul de azi, se simte la factură diferența la factură. Bun, acum ceasurile se mai defectează. Acum am observat seara să o aprind la 8 fără 10 și dimineața la 6, nu? Peste tot? Eu vorbesc de tot, da? Târgul Turuș, n-am ceasuri. Târgul Turuș are niște sensuri. Da? Deci la drumul principal, când s-a împunecat, a plecat senzorul. Vii și ora, doamna, vii ce se urmă. Așa, dânsă, da. Doamna, cu trotușul e în același... Să înțeleg. Adică trotușul se aprinde exact în aceeași... În aceeași... Deci eu trăiesc în fiecare dimineață, la ora 7, în fiecare dimineață, când se stinge la vișoara, hop, senzorul și la trotușul. Care e iar la luna, știți că când se aprinde, la care se aprinde, de fiecare dată nouă. Noi avem un deficit, dar cred că faceți o economie la tot, da? Pentru că se aprinde mai târziu, se stinge mai devreme. Deci sunt în celelalte localități. Nu. Eu aș crede că toți suntem contribuabili, da. Să fie la fel și în trotuș, și în picioara, și în trotuș. Păi ați luat la cunoștință că domnul Foarte, nu, domnul Foarte, la trecută ședință, chiar a afirmat că la picioara, că se aprinde mai târziu și nu vede. Toată vara a suferit. Exact. Deci dumneavoastră a suferit toată vara. Și acum vreți să recuperați toată iarna. Nu, am avut cristalizare. Dar nu asta a fost ideea. Ideea este să fie peste tot la fel. Da, așa este, dar nu că la... Deci, țineți cont, vă rog frumos, țineți cont că nu m-am putea să... Vreți să moară capra de ce? Nu m-am putea să-mi trei ceasul, da? La Vișoara sunt două, iar la totul două. Da. Acum e plus minus. Eu știu că dumneavoastră vedeți toată comuna dintr-o dată, să aveți să vedeți cu mine. Se poate sincroniza. De ce nu suntem sincroniza și asta? Altceva, domnule. Dar tot este așa, și s-a întâmplat la economie, la lumină. Mi se pare corect ca să ne aduceți atunci factura, să observăm diferența.
lămpilor care s-au montat, da? Și pe economia care s-a făcut. Bun. Da. Mai de rădură mai mult. Da. Deci, vreau să vă spun, după răspundeți, mai bine așa, în legătură cu astuparea iazurilor patuta. Astuparea ce? Astuparea iazurilor patuta. Ce s-a întâmplat acolo? S-a astupat iazul? Din ce cauză? Din ce motiv? Se reia, pentru că eu consider că acolo iazurile au fost o necesitate pentru agricultorii din zona respectivă și deci ei se foloseau de iazurile alea. Acum văd că s-a astupat iazul. De cine a astupat și cu ce? Da, eu nu știu, că eu am întrebat. Și mi-a fost doar la... Bun, vreau să știu din ce motiv s-a astupat iazul ăla. S-au obturat atunci, obligat, celelalte iazuri nu mai au apă, da? Deci s-au obturat și la celelalte. Care a fost motivul? Sau ce măsură ați luat pentru revenirea iazurilor înapoi? Adică ați făcut solicitare, cine a astupat? Dom'le, i-ați făcut înștiințare. Vă dăm un termen limit. Dacă ați astupat în două ore, vă dau termen limit. Ca în două zile să refaceți înapoi cu pește din aceea zonă. Bun. Asta este întrebarea de bază. Dar ce se întâmplă cu iazurile respective? Altă întrebare mai aveți, ca să știu. Păi, aș mai avea utilajele din primărie. Utilajele, eu aș crede de cuvință, ca utilajul când pleacă din primărie și se deplasează, să aibă foaie de parcurs. Da? Dar noi suntem verificați asta în Curtea de Conturi, domnule. Cum puteți să spun asta? Deci eu vreau să fie ora pe care, deci dumneavoastră când ajungeți și mergeți undeva cu ordine de delegație sau de deplasare, da? Într-o zonă, vreau să fie de acolo, din zona unde v-ați deplasat, cu ștampila de acolo, da? Din unitatea respectivă. Are GPS montat pe el. Okay. El fiind și în garanție și prin proiect, are GPS-ul montat pe el și în fiecare lună îi vine și îi spune și cât a consumat. Doamnă, dar eu am înțeles. Mi se pare corect cât a consumat. Dar pe mine nu interesează locații unde a consumat. Deci toate. Dar pe mine nu asta, măi. Deci pe mine e foarte bine că a consumat, să zic, 50 de ore sau 200 de ore sau cât astăzi pe mine mă interesează locurile unde s-a deplasat acel utilaj. Asta mă interesează. Deci asta mă interesează. Haideți să vă spun așa, de pentru la întrebarea asta. Astăzi utilajul s-a deplasat pe dealul Furcii, la domnul Ungureanu Clement, domnul consilier, m-a solicitat la seară și mi-a spus că e o problemă cu drumurile. Bun, recunosc că am ajuns pe acolo. Data viitoare când am să întâlnit pe dealul Furcii, îi dau ștampilul Clement, duc acolo, să-i dea ștampilul. De cine v-ați deplasat dumneavoastră? Nu, domnul, am trimis utilajul. Asta ce înseamnă? Dar asta ce înseamnă? Tot ce nu e aici. Păi, domnule, așa că este utilajul. Da, așa că este ce timp urmează? Păi, dacă este așa, eu mă refer și la mașina dumneavoastră. La mașina mea? Pe care le faceți dumneavoastră, puteți să... La băut cu mașina. Poftim? Dumitare, că este mult la băut cu mașina. Trebuie să justifică. Asta o justifică și sunt justificat, pentru că sunt ordine de deplasare, sunt foi de parcurs. Păi da, lăsa. Păi da, ordinele de deplasare, pe deplasările care le faceți, se face toate în instituții sau... Da. Păi, dar m-am spus. Da? Da? Și am să mă fac mâine sau iată. Da, bun, iazule. Deci asta ce sună? O solicitare de amenințare? Deci asta este o amenințare că domnule vin cu cine tot nu. Să vă dau un exemplu unde am fost cu mașina primării, da? Și am să trec mâine sau la dumneavoastră și am să vă spun că am fost acolo pentru cu tare probleme. Pentru că eu tot pentru, dacă ajung la Vieșoară, nu mă duc, îmi scop. Deci înțelegeți, eu am momentele de ajung la Vieșoară. Bun, referitor la iazuri. Iazuri de acolo e o problemă. Ce s-a întâmplat? Avem o cerere depusă de domnul Pelin pentru suplimentarea anumitor terenuri. El la un moment dat a desfăcut undeva la 5 hectare, a rămas cu 4 hectare și ceva. Procesul verbal la Comisia de Fond Funciar, la rolul de venitorul de Comisia de Fond Funciar, a fost anulat la un moment dat de sentință judecătorească din partea lui Pelin, din partea lui Ozi. Practic, terenul a rămas al UAT-ului. Deci n-a fost împroprietărit Pelin, și anume băcarul care ține terenul acolo, n-a fost împroprietărit Cozit.
Mă rog, deci este în rezerva comisiei. La dispoziția comisiei. Până se va ajunge într-adevăr. Bun, procedeul este, domnul Mititel, vă rog frumos, procedeul este destul de complex. Vor fi multe, va fi, necesită foarte multă documentație. Noi am rămas la un moment dat fără comisia de fond funciar. După ce și-a dat demisia domnul Barna s-a retras, am rămas în impas. Deci eu, ca primar, nu pot să iau absolut nicio decizie fără comisia de fond funciar. Pentru că, în final, am găsit pe cineva. Se demarează procedurile, am trimis către judecătorie la un moment dat, pentru că în unele apar parcele greșite, cum se întâmplă ca peste tot, parcele sau vecini greșite. Am dat în instanță pentru îndreptarea, așa? Și se va trece la reosurare și întrebare. Da? Nu puteți să-l acuzați pe acest domn de rea intenții și rea voință, o închis bazinele de acolo să vă dau oamenii... Bun, acum este o altă problemă. Cum și-a permis el? Ălea sunt de pe timpul lui... De timpul lui Ceaușescu. Să-și permită el să vină din unde acolo. Litigiul deocamdată se află la nivel de primărie, deci deocamdată a fost dat discuții cu mine. Bun, și ce concluzie? Nu ca și... Bun, ce concluzie? Păi, dar au venit apele române, domnilor, și îmi spune, dar de unde ai bazine aici? Ai plătit vreun ban la apele române că ai bazine? Cine? Atenție! Primăria sau cine? Cum să mă dat? Noi trebuie să plătim orice kilogram de apă, ce îi zboară ce îi zboară. Bun, deci practic suntem locați... Domnul Ugreanu, legeți-te, mă, de la an la an. Deci înțelegeți. În 80 nu era niciun caz că spurgea apa din deal, n-avea nicio legătură SCA-ul, SCA-ul, da? Acum vine și spune, domnule, de unde ai tu bază? N-ai de când ai tu bază? Dar tu mai ai plătit ceva pe kilogram sau pe tonă? Domnul primar, dar aici vă întreb eu. Cristi Văcaru are aprobare de la apele române, poate să ia apă din Părău și să alimenteze bazinele. Un, doi. Deci Cristi Văcaru a fost pus în poziție de către Comisia Locală. În 2016. Cu ce drept a dat comunitatea un vecin? Deci domnul Ozit este vecin acolo. Da. Adică eu îmi dau judecată pe vecinul meu dacă este pus în posesie de comisie locală. Cu ce drept? Nu înțeleg. Dar e proprietatea... Aș da cuvântul să răspundă domnul care face parte domnul din comisia de fond funciar, domnul meu. Vă rog. Treaba cu domnul Văcaru n-a fost pus în posesie cu bărțile alea. Iar chestia cu bărțile alea, dacă le-a închis sau nu, asta nu știu. N-a fost pus. A făcut reclamații hoții, nu numai la ape, și la mediu, și la... și-au venit toți, că a găsit nu știu ce câștii, că miroase, nu știu lui, cum, că... Așa, și atunci omul a venit și a spus în felul următor. Trebuie să luați măsuri, să opriți apele, nu știu ce, că ăsta e focar de infecții, că îi se dărâmă în casă. Bine, și cine ia măsurile astea? Vecinul de acolo? Da, nu, așa. Proprietarul terenului, care actualmente este primăria, trebuie să ia măsurile astea, dacă nu vine ăștia și amendează din rupii, că e focar și se dărâmă clădirea lui Provoc, al unei cărți de... Bun, am citit procesul verbal. Discuția între doi. Dar de către ăștia, cu apele, cu mediul, cu toată bunele astea. Dar cine a spus la urmă? Cine i-a dat aprobare să facă niște părți? Dar cine a spus la urmă? Părțile astea alea de 200 de ani. Nu s-a cumpărat. Dar Ozit o cumpără. Ozit o cumpără plângă. Dar clădirea este făcută recent, de ultimii 2-3 ani. Cine i-a dat aprobare să facă niște părți? Eu spun situația actuală de ce trebuie să umbli la părți. Procesul din Căhău, noi ne-am dus de 20 de ori să-i proprietăresc, să-i punem posesie, niciodată nu a putut. Că nu numai e vorba de baltă, e vorba de vecini, e vorba de limită, cum Bucurenești s-a schimbat și acum... Dar ce zice domnul primar că hotărârea asta, punerea în posesie s-a anulat? Păi cine a anulat? Primăria poate să anuleze, poate să... Omule, nu s-a pus nicio baltă în posesie. Pune în posesie, ăsta a avut 4.300 de metri cu asta aia. Că eu sunt comisie din 2 ani și spune exact. Nu a avut nicio treabă cu balta. S-a încercat o șmecherie de mutare, de nu știu ce, nu s-a putut. Dar nu a fost pe balta aia pus în posesie. Bună, am semnat niște procese verbale. Totuși nu am înțeles. Bine, nu s-a pus să zicem că este în custodia primării, da? Da. Și vine un vecin să... Distrugă. Vecinul a făcut reclamații la apele românii. Da, da, a venit cu bun. Și spune că
Și ei au venit și au făcut hârtii către primării. Vă rog să luați măsuri pentru igienizare, pentru darea... Corect. Și am luat primăria, n-a luat. A luat el, păi a făcut din ce încate școlă. Ea trebuia să iei atunci pentru construire ilegală, aproape de, de Iaz, da? Fără aprobare. Și atunci trebuia să fac consumații primării. Eu așa de cuvință. Tot de domnul Hozi. Dom'le, de ce ți-ai construit, dacă ai văzut, dă să-i dărâmă sau... Dar ce mi s-a aprobat? Bun, deci le-a aprobat, într-adevăr, că altele e ok, deci n-am ce să... N-am ce să... Dar nu e aprobat de... Anterior e aprobat, nu? Mă rog. Da, bun, s-au demarat pașii de remăsurare și punere în proces, cum am discutat cu toții, așa urmează ca să se pronunțe sentința. Nu știu, eu mi-aș dori într-o săptămână să scăp de problema asta. Eu vă zic sincer că n-am intrat în primăria asta, altceva n-am făcut, de m-am zis acolo și n-am făcut, n-am zis, n-am zis, n-am zis, n-am zis. Prima dată s-a oprit apa să lui interniatul, s-a zis, o grămadă de oameni, dar vine acum, deci încă o dată vă spun. Oamenii mai făcea acolo. Deci nimeni, eu am vorbit cu cei care au acolo, nimeni nu a avut intenția, deci eu nu am avut intenția de a stopa apa ca să nu mai poată să fac un exclus. Eu, din contră, am căutat în altă parte cumva o sursă de apă ca să le aduc, măcar pentru că problema principală reprezintă bazinul 1, nu bazinul 2. Eu dacă aș fi putut cumva să alimentez bazinul 2, aș da drumul mai întâi. Și 3. Deci, și 3 și 4, cum mai să nu mai întâlnesc. Da. Deci nimeni nu are intenția să fiu acuzat cum am fost acuzat. Domnule, unul m-a acuzat că ești de partea lui Băcaru, celălalt m-a acuzat că ești de partea lui Băcaru. Eu nu știu acum de partea cui, dar eu dacă... Aș veni acum la primărie, vreau să construiesc lângă părăul Ruș. Imediat mi s-a spune, nu ai voie pentru că este zona inundabilă. Cum de mod, acum, cum mi s-a zis cu Hozi, băi, n-ai voie să construiesc cu mine zona inundabilă. Dar asta nu mai se vede. Da, într-adevăr, bun. Nu păi, din cauza dânsului, hai să mutăm bazinele. Construiesc și eu lângă un părău, haideți să mutăm părăul mai încolo, 500 de metri. De ce? Ascultați-mă. Da, așa ar veni. Am vrut să mă abțin să vorbesc în fața ta, dar bine, n-am nicio legătură, că doar nu sunt. Dacă, țineți cont ce m-am spus, dacă s-ar fi înțeles ei, nu te oprim un pas, deci primul pas a fost de împăcarea lor. Nimeni nu s-ar fi sesizat. Nimeni n-a avut ce spunea că n-ai vrut. Dom'le, eu nu înțeleg de ce până la urmă n-am putut să-i împac. Adică, eu sunt genul că nu vreau. Dar n-am putut să-i împac și de acolo au plecat probleme. Dacă s-ar fi împăcat... Dar vreau să folosim toți din partea aia. Nu? Liceriile care au fost din partea aia, toți s-au folosit de apa respectivă. Da, mă, da. S-a ajuns într-o... A distorcut, a dat drumul la apă și l-am reușit. Acum am putut așa că spun, că le ferești la problemă asta, la discuție. Faci cu metri, a să nu se discuție. Domnul președinte, mai suntem la cuvântul? Da. Bun. Așteptați tot. Am înscris. Șapte, mă. Eu. Deci eu sunt. Eu frumos. Poftiți, doamne. Hai, domnule, ce-i mai mult? Care e minichea? La extinderea din rețea electrică, da. De la moara domnului Chinga spre Izvoare, s-au săpat șanturi, drumul arat pe catastrofa. Astăzi am auzit și eu. Nu știu, sau cine a făcut o altă firmă, nu cei care au tras cablo, o altă firmă a reparat drumul, e sub orice clip. O să trebuie. Au rămas fundațiile gardurilor mult în jos față de nivelul... Deci s-a luat din pământ. Nu, au rămas. S-a luat, au fost. Pământ. Păi da, l-au avut părăștiați, au rămas fundația în pământ. Deci o ridicare de drumul. Nivelul drumului și... Una la mult. Stațiile de autobuz din Târgu totuși nu au băncuțile prima. Știu. Să n-am văzut zilele astea oameni în cărșă, stau rezemați de... E de respicat, nu am de făcut. Spune-mi și mie cum îmi zici un loc, cum arată? Chindea. Spre Izvoare. Da, dar primul de la Izvoare, totuși. Da. Dar și eu am. Acum, două săptămâni, dacă eram lucru, de asta spun prima mea. Bun, stați. Dar nu sunt dotate cu băncuți. Nu trebuie decât două, trei. Trei la vișa. Le-am făcut stațiile. Trei stațiile. Știu, deja se dă un stațiile. Da. Bun, ce fi bune. Dezvăzare. La intrare în localitatea Târgu Trotu și despre Onești și despre Târgu Ocna s-au montat frumos, bine ați intrat. Alături la 2 metri, betoanele alea care... Betoane plasticuri care s-au izolat. Gospodarul comun, unde? Stau acolo, nici nu se rămadă de tot, nici nu se rămadă. Dar ce, sunt și nailone? Și nailone. Bun, aveți un dubiți, puteați vorbi și unde aveți luat. Acum. Deci, acum vorbiți sincer. Acum, știți... Eu nu din nailone vorbesc, vorbesc din beton. Dar nu
La un moment dat, acolo vor veni niște... Da, dar e dărâmat jumate, jumate... Ei, jumate aia vreau prea bine. Va fi vopsită. Și va veni și veci. Dom'le, știi ce fundație are betonul ăla? Da, nu, la care o căzut jos la pământ, trebuie luat. Aia o luăm și o ducem. Bun. Pe de urmă. Aici de la... Da, dacă aveți nevoie de casă. Ați făcut-o, domnule. Asta da, domnule. La fel, vreau să știu ce era acolo. Nu de la Chine, de la urmare de acolo, deci se ascunde. Și eu pot să întreb. Am spus la ședința trecută, domnul Clement, răscriți la cuvânt, dacă trebuie. Dar să vă rog cu postul Fadrian Paun să asculte acum, că trebuie să spun domnul Fadrian. Primiteți gospodarul comunei pe limba asta, pe Tanti Leanță, Tanti Leana, pe traseu, că sunt becuri care nu ard. Și v-am spus la doamna secretară, doamna nu vrea să spun, probabil că este puțin mai timidă. Că stâlpul ăla acolo, credeți-mă, că stâlpul ăla trebuie pus o lampă din aia. Dar de la aici la cimitir, haideți să punem camere acolo, că s-au devastat cruci la cimitirul catolic și nimeni nu ia nicio măsură. Se pun camere, bun, am înțeles, se pună, se trebuia să monteze de mult camere în tot țară. Cine montează, firma care montează, și la următoarea ședință, vă rog din tot sufletul, să veniți să ne spuneți cine le-a montat, dacă este abilitat, dacă este abilitat de poliție, așa a autorizat, și cât au costat acele camere. Da? Deci, vă rog frumos, vedeți, 3 sau 4 leoane moarte aici, pe becuri. Nu ar... Dați-mi indicațiile exact. Nume. Dănuț Socaci și mai la Dănuț Socaci și eu, da, adevăr. Așa. La cimitir, deci hai să punem două reflectoare și astea, două becuri de astea și să vadă în cimitir măcar în noaptea. Băi, frate, să punem să pune o cameră ca să vadă acolo. Să vedeți cine două cimitir de loc. Dar nu mai se pune de acolo mare, care bate spre cimitir. Nu trebuie să pune să fie mai mult, pentru că acolo noaptea nu se vedeți. Vă gândiți că mai este un fost. Nu e vorba, dar se va da acolo, deci chestii ca să continui. Ne-a dus noaptea de la mine, că se cea face un pic. Nu, da. Deci astea sunt probleme care sunt... Mai e cineva? Eu două probleme. Tot fi domnul. Deci, prin proiect, cred că, de gândul... Aprobarea strategiei de dezvoltare și mai departe până în 2020. E cuprinsă și problema canalizării. Deja s-a apucat studiul cuprinsă de abitat pentru Vișoara. Domnul primar, trebuie luat în vedere că Vișoara este în aval mult față de Târgu Ocna. Noi preluăm și preluăm zoile lor. Dar apoi se duc anul astea la ei. Aici o care o funcționeze sigur, permanent. Da. Deci, studiile astea, dacă mă lăsați, studiile astea sunt făcute de Fitner. Este cea mai puternică firmă în domeniu, nu? După care știu eu cea mai puternică firmă. Așa, din câte am înțeles, ar fi vorba de vreo 7 stații de pompare. Deci n-ar avea voie cum s-a întâmplat în altă parte. Nu dacă s-a stricat. Deci nu proiectează stația în cel mai... jos cum? Stația, am înțeles că e la limita rotarului dintre Târgu Ocna și Vișoara. Da. Undeva jos, iar de la o parte. Nu știu, adică sunt niște oameni care fac niște studii. Nu pot să mă urmă. Nu am văzut Da. Da. Am ținut și vă promit că nu termin. Eu v-aș ruga să facem asta. Ai venit dumneavoastră cu simplu plan, cu două ieșiri. Ai sigur schiță și mă asta. Și vă garantez că nu mai e. Dacă nu mai vreți să știi medicat, veniți și pe o parte și dacă este chiar deci ce mi s-a părut normal, toți din au